Activitatea parlamentarilor a intrat în linie dreaptă. Aceștia au optat pentru comisiile în care vor activa. Senatorul romașcan Dan Manoliu va lucra în două comisii ale Camerei Superioare, respectiv cea de transport și energie și în comisia post-privatizare, din care va încerca să contribuie la construirea unei legislații coerente pe cele două domenii. Comisia de transport și energie și în comisia de administrare regională și post-privatizare. A fost opțiunea dumneavoastră sau așa vi s-a repartit? A fost în mare măsură opțiunea mea, mai ales pentru partea de transport și energie, dincolo la Comisia de Administrație Regională și Post-Privatizare, s-a ținut cont de faptul că am lucrat în administrație și de faptul că sunt specialist în insolvență. Această poziție, din aceste două comisii, ce vă propuneți concret să faceți și ce legislație ați dori să amendați? În principal, pe Comisia de Transporturi aș vrea să fac o lege nouă privitoare la transportul de persoane în cadrul județului, pentru că știți că acolo există o lege și două ordonanțe care se bat cap în cap. De asemenea, am semnat încă din primele zile o inițiativă legislativă pentru o lege ordinară prin care să trecem Agenția Națională de Resurse Minerale de la Comisia de Economie la Comisia de Energie și Transport, de la Comisia noastră. Pe partea de administrare regională vom încerca să creăm cadrul legislativ necesar aplicării proiectelor regionale, atât cele finanțate de la guvern, cât și cele finanțate de la Uniunea Europeană. Și de asemenea, ca și când este ridicarea zonei Moldovei, pentru că și a zonei de nord-est, prin creerea atât a cadrului legislativ, cât și prin contacte cu investitori care ar fi interesați în zonă. Pe partea de transport, de asemenea, ne propunem să monitorizăm și să încercăm realizarea acelor proiecte de infrastructură rutieră, însemnând autostrada Târgu Mureșea și autostrada București, Iași și acea linie ferată rapidă care se lege București de Iași. Deputatul Laurențiu Leoreanu va activa și el în Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților și promite că va fi un deputat jucător prezent permanent în comunitatea care l-a trimis în Parlament, un deputat al cărei competență nu o poate nega nimeni, spune acesta, nici măcar adversarii politici. Vă promit că voi fi un alt tip de parlamentar. Vă promit că voi fi un parlamentar jucător, un parlamentar prezent în comunitate, un parlamentar care va fi prezent și în primărie, și în aparatul executiv, alături de echipa din primărie și de primarul interimar și viitorul primar a municipiului Roman, domnul Lucian Nicu, dar și alături de legislativul local, de Consiliul Local. Sper să nu ajung la situația așa cum e în familie, cum spune soția mea, atunci când dau sfaturi sau mereu sunt cu atenție asupra copiilor mei, ai grijă dragostea ta să nu-i sufoce. Mă gândesc că atenția și dragostea mea față de Roman și față de colaboratorii mei să nu creeze din partea prietenilor, colaboratorilor de aici o îngrădire prea mare. Vreau doar să le dedic tot sprijinul meu și toată competența și experiența mea, pe care mulți o pot comenta, dar nimeni nu o poate nega. Laurențiu Leoreanu va avea cabinetul parlamentar la Roman, de unde promite că va sprijini comunitățile locale. Eu am să-l numesc deputat de Roman Metropolitan. Instituțional știu că e de Neamț, dar practic și ca atribuții directe, deputat de Roman Metropolitan. Îmi și place cum sună, îmi și place zona, o și iubesc și voi fi mereu prezent aici.
În Parlament funcționează 23 de comisii permanente, 7 comisii comune și 6 speciale. În Camera Deputaților funcționează 21 de comisii de specialitate. Senatorul Eugen Țapu a fost ales vicelider al grupului PNL în Senat, Emilia Arcan în Comisia de Agricultură și Dezvoltare Rurală a Senatului, dar și în Comisia pentru Cercetarea Abuzurilor. Ciprian Șerban va face parte în Comisia de Agricultură a Camerei Deputaților, condusă de deputatul Ioan Munteanu, aflat la al patrulea mandat. Romașcanul Alexandru Rotaru va lucra în Comisia de Transporturi și Infrastructură, iar Dan Andrușcă în Comisia de Industrii și Servicii. Nicolae Iftimie va lucra în Comisia de Apărare a Camerei Deputaților. Șeful liberalilor nemțeni, Mugur Cosmanciuc, a fost ales secretar al biroului permanent al Camerei Deputaților.